cea mai populară doctrină uh, susținută de arminieni sau de cei care aderă la doctrinele liberei voințe. Nu cred că e o comparație bună. Doctrinele Harului sau doctrinele liberei voințe, nu? Harul sau libera voință hotărăște. Cei care aderă la doctrinele liberei voințe au ca doctrină favorită doctrina pierderii mântuirii. Este cea mai cunoscută, cea mai populară doctrină. Dacă asupra celorlalte doctrine discutate de noi, există puțină cunoaștere, această doctrină este foarte bine fundamentată în mentalul evanghelic, cel puțin la noi în țară. Și aproape instinctiv, dacă un om aude sintagma, mântuirea, nu se pierde lui, deja îi vin versete în cap. Da, evrei 10, da, evrei 5, da, evrei 6, da, evrei cu tare. Da? Și de aceea aș vrea să m-am gândit să ne aplicăm o perioadă mai lungă de timp asupra pasajelor care vorbesc despre mântuirea noastră, despre păstrarea mântuirii în har, însă ne uităm la partea negativă a lucrurilor, da? Ne uităm la cei care spun că mântuirea se pierde și ne uităm la doctrina lor într-un mod special. În seara aceasta vreau să vă spun, există pasaje dificil de interpretat, unii oameni care ascultă mesajul noastre zic, bă, voi sunteți deținătorii absoluți ai adevărului, voi nu aveți nicio problemă cu niciun text din Biblie. Uh, nu este așa. Există pasaje dificil de interpretat. Sunt pasaje la care am încă semne de întrebare, pe care nu le înțeleg. Asta nu înseamnă că, pentru că nu înțeleg două, trei sau nu știu câte pasaje, nu mai am siguranță asupra mântuirii și asupra doctrinilor pe care le predicăm. Uh, Biblia nu se contrazice pe sine. Mântuirea fie se pierde, fie nu se pierde. Da? Adevărul este absolut. Mântuirea fie să pierde, fie nu se pierde. Fie cei care afirmă că mântuirea să pierde abuză Scriptura în interpretarea lor, fie cei care afirmă că mântuirea nu se pierde abuză Scriptura în interpretarea lor. Cineva când citește Biblia o abuză. Nu se poate. Biblia ori spune că mântuirea se pierde, ori spune că mântuirea nu se pierde. E una din două, da? Și de aceea este important să rezolvăm această dilemă sau această întrebare dacă mântuirea să pierde sau nu. Pentru că asta arată felul în care noi tratăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu este un plus că discutăm despre mântuirea sufletelor noastre, despre destinul nostru veșnic până la urma urmă, da? Nu este ceva, ceva neimportant, neesențial, ceva adiacent credinței noastre. În seara aceasta vom face ceva poate mai diferit, special. Aș vrea să vă provoc la un exercițiu de interpretare al Scripturii. Vom cite mai multe pasaje din Scriptură și aș vrea să dialogați cu mine, să gândiți când citeți versetele din Biblie și să încercăm împreună să uh, expunem, să exprimăm, să spunem ce gândim noi cu privire la anumite pasaje și să încercăm să ne dăm seama despre ce vorbește pasajul respectiv. Vorbește despre mântuire sau vorbește despre răsplată sau vorbește despre mărturie sau vorbește despre moralitate. Să identificăm locul în care se potrivește pasajul acela, în ce categorie intră. Da? Vom face un exercițiu de interpretare a textelor Sfintelor Scripturi și eu cred că motivul pentru care se avunge, unul dintre motivele pentru care se avunge la uh, doctrina pierderii mântuirii este incapacitatea oamenilor de a identifica tema unui pasaj. Da? Dacă eu dintr-un pasaj care vorbește despre pierderea răsplății ajung la concluzia că mântuirea se pierde, am ratat tema pasajului pasajul vorbește despre răsplată și posibilitatea de a-ți pierde răsplata și pentru că am ratat tema pasajului, spun că se vorbește despre mântuire și pierderea mântuirii. Deci este important să înțeleg despre ce vorbește un pasaj. Sau, în foarte multe cazuri, se exagerează implicațiile unui pasaj. Adică, cineva spune, zice, da, sunt de acord că pasajul respectiv, unul dintre ele, vorbește despre pierderea răsplății. Dar el spune, Fii atent, da, da, vorbește despre pierderea răsplății. Dar dacă tu ai lucrat pentru Domnul pe pământ într-un asemenea mod încât să pierde răsplata, nu cumva trăirea ta arată și că nu ești mântuit? Deci odată cu pierderea răsplății de fapt înseamnă și pierderea mântuirii? Pasajul nu îi spune nimic despre pierderea mântuirii, dar implicația, zice, da, dacă te gândești mai bine Ok, tu te gândești mai bine pe lângă Biblie, că textul nu spune nimic despre pierderea mântuirii împreună cu pierderea răsplății. Deci ori este, în primul rând, o ratare în înțelegerea temei unui pasaj și de multe ori o exagerare a implicațiilor, a implicațiilor care sunt extrase sau mai degrabă impuse unui pasaj. În foarte multe cazuri m-am văzut și pe mine în situația de a încerca să scot dintr-un text ce nu spune acolo. De exemplu, sunt anumite pasaje în care se lasă anumite avertizări, dar nu se spune nimic despre starea oamenilor cărora le vorbește. Și de o parte și de a baricade, oamenii s-au epuizat la propriu în încercarea de a impune în pasajul. Oamenii ăștia sunt mântuiți, oamenii ăștia nu sunt mântuiți. Dacă scopul pasajului nu este să ne arate că ei au fost sau nu mântuiți, nici noi nu trebuie să introducem lucrul ăla acolo. Nu este o avertizare, o luăm ca o avertizare, pur și simplu. Dacă Biblia nu spune că au fost mântuiți, nu spune, Uh, nici că nu au fost, nu spunem nici noi Este ispita asta pe care observ la mine de a, de, a, uh, de a spune și de a introduce în text ceea ce textul nu spune Dacă Biblia nu vorbește despre starea celor oameni noi nu trebuie să spunem nimic uh, despre starea lor Și vă mai spun un lucru Nu există argumente finale Din experiența mea cu, pe internet, în discuții cu oameni uh, Și dacă e un singur pasaj dacă omul e așa de bine încredințat în teoria lui, niciodată nu ajunge la final. Poți să-i aduci câte argumente vrei tu. Acum, prin faptul că eu voi aduce anumite argumente, nu înseamnă că astea sunt argumentele finale. Și că nu poate să există o nuanțare a acestor argumente, o discuție suplimentară pe baza acestor pasaje, observații suplimentare care po se pot face uh, și așa mai departe. Însă un cuvânt de avertizare pentru cei care nu cred că mântuirea se poate pierde, da? pentru cei care cred în păstrarea mântuirii până la capăt. Faptul că mântuirea nu se pierde, nu înseamnă că nu avem nimic ca de pierdut. Da? Băie, mântuirea nu se pierde. E important că nu se pierde cel mai mare lucru. Da, dar poate să nu se. Poate să existe un om care nu crede că mântuirea să pierde și mântuirea nu se pierde, care este un credincios adevărat, dar care să pierde foarte multe binecuvântări pe Pământ, în relația lui cu Dumnezeu. Poți să pierzi siguranța mântuirii, poți să pierzi bucuria mântuirii. David a fost profund afectat nu de pierderea mântuirii, ci de pierderea bucuriei mântuirii. Poate să te lase Dumnezeu în întuneric spiritual pentru o perioadă îndelungată de timp și să-ți dorești mai degrabă să mori decât să fii în situația aceea. Să nu trăim cu sentimentul acesta. A, dacă mântuirea nu se pierde, înseamnă că mare lucru nu avem ce pierde, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu este așa. Nu este așa. Să folosesc expresia asta românească, Dumnezeu îți poate face viața un calvar. Spiritual vorbind, sufletește vorbind. Să nu ai niciun fel de problemă cu copii, cu nevasta, în familie, cu mașina, cu casa, cu probleme financiare. Să nu ai probleme. Și să-ți facă Dumnezeu viața un calvar. Un calvar. Pentru că prești în păcat, pentru că ești neveghetor, pentru că ești leneș, pentru că ești neroditor, Dumnezeu să atingă cu putere de tine. Deci faptul că mântuirea nu se pierde, nu înseamnă că nu se pierde nimic. Sunt multe binecuvântări care să pot pierde și care să pierd în viața de credință, chiar dacă mântuirea nu se pierde. Lăudăm pe Dumnezeu că acest dar extraordinar nu se pierde. Însă, în același timp, suntem chemați la veghere, la atenție, la pocăință, la smerenie, la sfințenie, ca să nu pierdem alte binecuvântări care vin odată cu, uh, cu împlinirea poruncilor Sfintelor Scripturi. Așadar, haideți să pornim în analizarea unor pasaje din Sfânta Scriptură și uh, pasaje care în general sunt interpretate ca referindu-se la mântuire și la pierderea mântuirii. Și să identificăm la ce se referă de fapt pasajul, dacă nu se referă la pierderea mântuirii sau la mântuire. Matei capitolul 5, versetul 13. Vă citesc. Voi sunteți sarea, dumneavoastră completat, sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde, auzi, dacă sarea își, ce? Pierde. Gata, spun ei, avem cuvântul pierde aici, s-o pierdut mântuirea. Ce spune Biblia că își pierde sarea? Ce își pierde? Gustul! Cui folosește sarea? Cui folosește sarea? Cui folosește sarea? Lui Dumnezeu? Nu. Pământul îi folosește, da? Mai spune aici așa. Prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să le fie lepădată afară și călcată în picioare de? Oameni. Interesant. Nu spune nimic despre relația acestor oameni cu Dumnezeu. Și spune despre relația acestor oameni cu oamenii, da? Relația credincioșilor cu oamenii. Despre ceea ce ei sunt lumina și sarea folosesc oamenilor. Dumnezeu nu are nevoie nici de sare, nici de lumină. Da? Scriptura vorbește în pasajul acesta despre impactul unor credincioși în, în societate, în lume. Da? În mod foarte simplu ne putem da seama că Scriptura nu vorbește despre poziția cerească a unui credincios înaintea lui Dumnezeu ci despre poziția și practica lui pe pământ în relație cu ceilalți oameni. Nu despre relația lui cu Dumnezeu, ci despre relația lui cu ceilalți oameni. Așa că pasajul acesta nu vorbește despre pierderea mântuirii, ci vorbește despre pierderea gustului sau a, a ce? A mărturiei. Nu mai ai un impact. Oamenii zic, ești sani, dar fără gust, nu am ce face cu tine. Tia și te aruncă. Și nu vedeți dumneavoastră în jurul nostru oameni care și-au pierdut mântuirea? Ce spun nepocăiții despre noi? Că și pocăitul l-au făcut cu tare și l-au făcut cu tare și l-au făcut cu tare. Mai suntem noi gust pentru societate în cazul ăsta? Nu mai suntem. Mai suntem noi lumină pentru ei? Pe păi ce lumină să fim dacă noi facem păcatele lor? Da, pasajul vorbește foarte clar despre lepădarea afară din partea oamenilor. Oamenii calcă în picioare. Nu știu ce cu avun să iad în focul de chin de pucioasă și așa mai departe. Pasajul vorbește despre pierderea mărturiei. A doua categorie de pasaje. Veți găsi în scriptură pasaje care vorbesc despre pierderea mărturiei. Fiți atenți. A doua categorie de pasaje. 1 Corinteni 11 cu 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și o pierdută ăștia mântuirea, ce credeți? Nu, dar ce s-a întâmplat cu ei? Ce s-a întâmplat cu ei? Bolnavi, neputincioși și nu puțin dorm. Au murit. Asta cu ce are de face? Cu pierderea mântuirii sau cu ce? Da? Este o moarte fizică, este o disciplinare fizică. Bolnavi, neputincioși. Nu spune Biblia că s-au dus în iad. Ba din potrivă, în versetul 32 spune, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Auzi, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci oamenii aceștia nu au ajuns în iad. Oamenii aceștia nu și-au pierdut mântuirea. Din potrivă, pagăl, ne dă în pasajul ăsta siguranța mântuirii. Zice, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci pasajul dă o siguranță mântuirii. Te-ai îmbolnăvit sau Dumnezeu te-a omorât ca să nu fii pierdut, ci din ca să fii mântuit, să nu fii osândit odată cu lumea. Deci te pedepsesc aici ca să nu te pedepsesc odată cu lumea. Asta e siguranța mântuirii. Da, este când trecem prin suferință, prin necaz, ne plângem, vai ce greu, vai Doamne ne doare, așa este. Dar e un avantaj. Domnul nu te tratează ca pe un fiu născut din curvie sau copil, copil la diavolului, ci te tratează ca pe copilul lui, te pedepsește ca să nu te pedepsească odată cu lumea. Odată când vor fi pedepsiți copiii diavolului. 1 Corinteni 5 cu 5. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Ce înseamnă dat pe mâna satanei? Textul spune foarte clar. Pentru nimicirea cărnii și are de siguranța mântuirii. Ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Eu nu înțeleg de ce oamenii scot de aici pierderea mântuirii, că eu văd siguranța mântuirii. Zice nimicirea cărnii trupului ca Duhul să fie mântuit în ziua lui Hristos. Nu zice ca să-și piardă mântuirea. Ci din potrivă zice de asta l-am dat pe mâna satanei. Exclus din părtășia bisericii. Exclus din terenul binecuvântării. Exclus din terenul în care mijloacele harului aduc harul lui Dumnezeu în adunare. Exclus de acolo ca satana să se atingă de el, să lovească în trup, dacă ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui uh, Domnului Isus. Un, pa, expresia asta, a dat pe mâna satanii, mai este folosită în 1 Timotei 1, 19 la 20, să păstrezi credința, un cuget curat pe care unii le-au pierdut, original spune, s-au depărtat de ele și au căzut din credință, au de la credință, din numărul lor sunt Timeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna satanii ca să învețe. Ca să învețe. Deci a dat pe mâna satanii un, același tip de disciplinare ca să învețe, nu ca să fie preduți. Așadar, o, o parte considerabilă de pasaj vorbesc despre pedeapsă fizică. Pedeapsă fizică. Evrei 12 copi, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, toți copiii lui Dumnezeu, sunteți niște feciori din curvie și nu fii. Deci e bine când ne-o pedepsit, dacă am trăit în păcat. E rău dacă nu ne-o pedepsit. Versetul 10. Că ei, în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Deci o parte din pasaje vorbesc despre, aplicarea unor pedepse fizice, da, pedagogice, disciplinatorii, pentru sfințirea noastră, pentru recuperarea noastră. Al treilea tip de pasaje. Ia auzit ce zice Pavel, Filipen 3 cu 10. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și auzit. Și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Auzi, dacă va putea să ajungă la învierea din morți. Adică dacă Pavel, care a scris o considerabilă parte din Noul Testament, n-avea siguranța mântuirii, dacă el măcar nu știa dacă o să ajungă la învierea din morți, apoi eu și tu, frate, și tu, soră, ce siguranță mântuirii putem noi avea? Unii zic că ăsta este un tupeu fantastic. Dacă Pavel n-avea siguranța mântuirii, cum să-l avem noi? Dacă el nu era sigur că ajunge la capăt. Dacă el, după ce s-au convertit mii, poate, de oameni, dacă el nu avea siguranța mântuirii, cu atât mai puțin noi ar trebui să avem siguranța mântuirii. Despre ce vorbește Pavel? Dacă voi putea să avung la învierea din morți. Acum, imaginați-vă, Pavel nu putea să aștepte să avungă la învierea lui din morți. Nu putea să aștepte propria lui înviere din morți. Că cei care trăiesc pe pământ până la venirea Domnului nu au parte de înviere, au parte de schimbare. Zice, vom fi preschimbați, vom fi transformați, vom fi schimbați la o clipeală de ochi. Da? Deci, nu vom lua înaintea celor morți, nu te salonice, da? Ei vor învia întâi, noi vom fi preschimbați și împreună ne vom duce să întâmpinăm pe Domnul în văzut. Ceea ce spune Pavel aici este că nu știe dacă va ajunge să prinde răpirea adunării. Moment în care la răpire va exista învierea, învierea tuturor morților, da? tuturor morților credincioși. Vă citesc ca să nu existe o confuzie cu privire la, la lucrul acesta. Pavel nu era sigur că nu avea dumneavoastră să știe el dacă nu o să moară între timp, la de persecutat era și urmărit și lovit în stânga și în dreapta. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Ia zic ce spune Pavel. Patru, mă scuzați. Spune așa. Nu voi, fraților, să fiți în despre cei care au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Da? Bun. Și versetul 16, 15 spune. Iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua -o înaintea celor adormiți. Întâi vor învia cei morți, versetul 16, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. Pavel nu dorea să moară. Pavel ar fi vrut să în vierea morților. Și eu vreau să prind învierea morților. Nu vreau să prind învierea mea. Învierea morților, care, celor care sunt credincioși și sunt deja morți. Da? Și Pavel nu știe dacă el va prinde lucrul ăsta. Da? Citești în contextul unde este un context de persecuție, Pavel spune, prevede că va muri, da? în urma persecuției care a fost pornită împotriva lui și el nu știe dacă va prinde învierea de morți, dar ar fi preferat să o prindă, nu să moară. Ar fi preferat să o prindă. N-are nicio treabă pasajul cu pierderea mântuirii și cu nesiguranța. Este o necunoștință a parosiei, a venirii Domnului. Tuturor cred eu că ne-ar plăcea să prindem învierea morților, nu să murim, nu? Ar fi grozav. Maranata, vină Doamne Iisuse. A patrulea tip de pasaje. Psalmul 51 cu 12 dă iarăși bucuria mântuirii tale și sprijin-mă cu un duh. Dar nu zice dă iarăși mântuirea, ci spune dă iarăși bucuria mântuirii. Unii au o problemă, să știți, unii au o problemă cu pasajul ăsta grozavă problemă. Zic, mă, cum urma să stăm mântuit după ce o prea curvit, l pe bărbață și o perioadă lungă de timp, o perioadă lungă de timp, unei aproximează un an de zile, o perioadă lungă de timp, el a trăit în păcatul ăsta nemărturisit. Cum mai a fost ăsta mântuit? Nu știu, rezolvați voi problema. Eu n-am nicio problemă cu chestiunea asta. N-am nicio fel de problemă. Biblia spune că mâna Domnului a păsat cu puterea asupra lui. Și atunci s a mărturisit păcatul. Deci nu a zis, oh, am curvit, am omorât. Bine, mersi, n-am nicio treabă că să mântuit. Nu a zis asta. Și important să observați la David că David nu se mulțumea cu iertarea păcatelor. Dumnezeu mă ierta. Zice, Domnul te iertați zice Nathan. Super, Domnul mă ierta, nici nu mă mai interesează altceva. Zice, nu. Vreau din nou bucuria mântuirii. Vreau să intru din nou în părtășie cu Dumnezeu, da? Multe pasaje din Scriptură, ca și pasajul acesta, vorbesc despre pierderea unor privilegii. Nu am mântuirii, ci a unor privilegii. A unor privilegii pe care Dumnezeu ni le dă. Printre care este și bucuria mântuirii. Este un privilegiu. Este un privilegiu. Altă categorie de pasaje, a cincea categorie. 1 Corinteni 3. Ia auziți. -l. Spuneți dumneavoastră despre ce vorbește pasajul acesta. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Despre ce vorbește? Spuneți despre ce vorbește. Despre lucrare, despre slujere. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscută când se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Nu sufletul fiecăruia. Lucrarea fiecăruia. Cine e trecut prin foc în pasajul ăsta? Lucrarea spune că e trecută prin foc. Nu omul. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea va fi arsă, își va pierde răsplata. Știți că sunt oameni care folosesc textul ăsta pentru pierderea mântuirii. Textul acesta vorbește despre o pierdere. A ce? Auziți, siguranța mântuirii din nou. Foarte interesant. Cât despre el va fi mântuit? Dar ca prin foc. Vă întreb din nou, cine a trecut prin foc în pasajul ăsta? Lucrarea, spune, lucrarea va fi trecută prin foc. Da? Omul cu lucrarea, lucrarea va fi trecută prin foc. Galateni 6 cu 9. Să nu obosim în facerea binelui, despre ce vorbește pasajul acesta? Despre facerea binelui. Și dacă citești versetul următor, spune să facem bine la toți oamenii, dar mai ales la frați. Vorbește despre a face bine, domnule. Despre a face bine. Nu fiți gârcovan. Zice, dacă să nu obosim în facerea binei, că și la vremea potrivită vom secera. cei i secerișul? Răsplata. Dar ce-i la final? Gândești tu. Acum Știi? ai văzut. Ai auzit și tu de seceriș, chiar dacă n ai crescut la țară. Omul semănat și seceră. Dacă după ce o semănat, zice, vede burearul. Eu nu mă mai aduc, mai am chef să mă complic, domnule. Ce o să secere? Nu o să secere cât o muncit. Zice, nu obosi, domnule. Nu obosim în facerea binului. Că vom secera dacă nu vă cădea de oboseală. Dacă o secerat, o, -o Dacă o căzut de oboseală între timp. Și nu o dat cu sapa. Și nu o pus plugul acolo. Și nu o curățit ogorul. Vă întreb pe dumneavoastră. Ia cineva viața lui ăsta? Nu ia nimeni viața. Dar ce pierde? Pierde răsplata. Se cere și o muncii lui, da? O munci dacă am prea puțin. O bosi ca repede. Da? Multe pasaje vorbesc despre pierderea răsplății. Așa la categorie de pasaje. 2 pentru 2 cu 22, cu, cu ei s-a întâm... vom ajunge la pasajul ăsta, dar ne uităm superficial, rapid la el, superficial în sensul repede, nu altfel. Cu ei s-a întâmplat ce spune Zicala adevărată, câinile s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Sau pasajul pe care l-am avut, nu duminica asta, cealaltă, unde spune că ea a uitat curățirea de vechile păcate. Nu spune despre ei că au trăit în sfințenie cum trăiesc credincioșii, că au unit cu credința fapta cu fapta și așa mai departe, ci doar că au fost curățiți de anumite vicii, de anumite păcate. La fel și asta spune, câinele s-a întors la ce vărsase, scroafa, nu știu, dumneavoastră ați folosit imaginea asta, metafora asta pentru niște oameni? Deci că -s... ca niște scroafe, ca niște câini, cam dur limbajul? Petru ăsta a fost cam agresiv așa, nu prea au avut dragoste, nu? Prea au avut cam intolerant Cam intolerant, Petru, cam intolerant. Scroafa spălată s-a întors să se întăvălească iarăși în mocirile. Este o pierdere a moralității, nu a mântuit. Văd niște oameni care au intrat în biserică, există o influență moralizatoare a instrumentelor harului, a cuvântului, a rugăciunii. Știți că oamenii încearcă să fie ca noi. Și reușesc până la anumit punct. Dar dacă nu s născuți din nou, nu o să reziste și o să plece dintre noi. Și într-un fel e bine că să arată ce au fost din totdeauna și că cuvântul n-a avut o influență mântuitoare în viața lor, ci doar o influență moralizatoare. E o mare diferență între mântuire și moralitate. Când auzi pocăiți care spun despre alți pocăiți, că știu eu, nepocăiți care sunt mai pocăiți decât pocăiți. Tu vorbești despre moralitate, prietene. Și îmi pun mari semne de întrebare cu privire la tine dacă tu crezi că ai mântuire. Dacă tu crezi că unul fiindcă o renunțat la niște vicii mântuit, ai mari probleme. Tu nu înțelegi ce înseamnă o relație cu Hristos? Tu nu știi ce înseamnă îndreptățirea prin credință, tu nu știi ce înseamnă nașterea din nou. Tu vezi un om că a renunțat la niște vicii sau un om bun, cum zice noi, și zici că e mai ceva ca un pocăit. Habar nu ai ce mântuirea. Normal că avem la doctrina asta. Da? Multe pasaje vorbesc despre pierderea moralității. A șaptea categorie de pasaje. Matei 13 cu 20. Auziți cu atenție și pasajul ăsta e folosit pentru pierderea mântuirii. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește, deci îl primește, îl primește în dată, îl primește cu bucurie și ține până la o vreme. Cum vine un sau o prigonire din pricina cuvântului se deapă leapă în de îndată de el? N-am citit ceva din pasajul ăsta. Pasajul te lasă în confuzie la un moment dat. Măi, ăștia par să fie mântuiți. Cum o vine necazul, spune? Cum o vine necazul sau prigonirea din pricina cuvântului se leapă de îndată de el. Nu zice, apropo, nu zice că s-a lepădat Dumnezeu de ei. Da? Foarte important și asta. Uh, uitați ce n-am citit. Versetul 21. Zice, el primește în dată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el. Întoarcerea noastră la Dumnezeu este autentică dacă există rădăcină acolo, dacă există temelie, dacă există, cu alte cuvinte, naștere din nou. Dacă nu există rădăcină, transformare în lăuntru, tot ce e în afară, n-ați văzut oameni care primesc în dată cu bucurie cuvântul? Și nu mi-ai pe acolo. Că nu au rădăcine. Numai Duhul Sfânt poate să pună rădăcinile unei vieți de sfințenie noi prin nașterea din nou. Numai Duhul Sfânt, nu noi. Noi putem să producem întoarcerea la Dumnezeu pe bandă rulantă. Și nu vedem asta peste tot. Să nu credeți că oamenii nu se pot întoarce la Dumnezeu. Oamenii se pot întoarce la Dumnezeu din motivații greșite, în moduri greșite, fără ca să aibă naștere din nou. Și întrebarea care trebuie să se pună nu este dacă au fost... Deci, la noi au fost 10 decizii la evangelizarea asta. Eu aș întreba câte nașteri nou au fost. Nu câte decizii. Că decizii avem pe bandă rulantă? Da? Omul ăsta nu are rădăcină, nu are naștere din nou. Ce s-a întâmplat cu el? A renunțat, a căzut de la o falsă mărturisire de credință. Nu la o, de mărturi, o mărturisire de credință adevărat. La o falsă mărturisire de credință. L-au mărturisit ei pe Domnul? Ăștia. Doamne, și că au primit cuvântul dată cu bucurie. Doamne, Doamne, n-am făcut noi. Voi știau multe lucruri, au făcut multe lucruri și Domnul spune despre ei, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați la mine, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Niciodată. Au avut ei o, o mărturisire de credință? Sigur că au avut o mărturisire de credință. Înseamnă că fiecare mărturisire de credință pe care o fac oamenii este autentică, nici vorba de așa ceva. Din potrivă, foarte multe mărturisiri sunt false. Sunt false. Pasajul acesta ne arată și alte pasaje despre renunțarea la o falsă mărturisire de credință. O mărturisire care nu ține. A opta categorie de pasaje. Filipen 3. i auzit. Nu că am și câștigat... Dar fiți atenți la cuvinte și să-mi spuneți dumneavoastră care e subiectul pasajului. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit. Dar la alerg înainte căutând să la puc. Pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Deci ei zic că nu are siguranța mântuirii. Pavel are siguranța mântuirii, că zice că a fost apucat de Hristos. Da? Am fost în trecut apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat. Pe cine? Am putea să greșim. Încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înaintea alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Nu că am și câștigat premiul, dar are înainte pentru premiul. Când îi la o alergare și fug oamenii, pentru ce fug? Pentru un premiu. Dar dacă nu câștigă cineva premiul, ia cineva viața? Nu, ce pierde? Premiul. Știi ce zic arminiene? Ce să piardă că nu au avut nimica? Ba da, domnule, într-un sens o pierdut. Nu, într-un sens o pierdut. A existat acolo un premiu. Într-un sens a pierdut. Și zic, cum să pierzi ceva ce n-ai avut? Da, domnule, poți să pierzi ceva ce n-ai avut. Biblia folosește felul ăsta de limbaj. Alerg spre premiu. El nu vorbește despre mântuirea finală, ci vorbește despre răsplată, despre premiu. Îți spune Pavel metafore. Noi suntem o generație ahtiată după distracție și după jocuri. Ne uităm la fotbal, ne uităm la tot felul de meciuri și nu suntem în stare să înțelegem ce înseamnă cuvântul premiu. Dacă noi nu suntem în stare să înțelegem ce înseamnă cuvântul premiu și confundăm premiu și răsplata cu mântuirea, atunci Dumnezeu să ne ierte și să dea multă lumină că avem nevoie. Da? Multe pasaje din Sfânta Scriptură, nu doar acesta, vorbesc despre premiu, despre răsplată ca fapt viitor. De ce vorbește despre ră răsplată ca fapt viitor? Că încă suntem în cursă. Că încă suntem în cursă. Și te stimulează să alergi arătându-ți premiul care este la capăt, nu este acum aici. Nu i-a dat Dumnezeu încă răsplată aici, nu ne-a pus domn pe nu știu câte cetăți. Alte pasaje, a noua categorie. Asta pasaj greu, ia uziți. 1 Corinteni 9 cu 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă? Premiul. Greu pasaj, nu? Ui. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați? Premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de oște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capte o cunună care se poate veseji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veseji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum naști în controlul alerg. Mă lupt cu pumnul, cum se luptă fratele Cristi, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și mă port astru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însuși să fiu tu le vorbește premiu, 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 cu nună, cu nună, cu nună și pe aia spune că e lepădat. Lepădat de la ce? Asta este întrebarea. Descalificat de la ce? Pavel vorbește despre slujirea lui și spune dacă eu propăduiesc ca altora și spun altora alergați, alergați, alergați și eu nu alerg pentru premiu, așa cum le spun altora să facă, sunt descalificat. Și nu ești descalificat ca și slujitor dacă una spui și o alta faci? Pasajul vorbește foarte clar despre o descalificare de la slujire și bineînțeles, asta afectează premiul, Cu culuna. De se vorbește despre lucrare, despre ce zidești deasupra temeliei. Temelia îi pusă, dar contează ce zidești deasupra. Deci unul pasaje pasajul, vorbesc despre descalificare de la slujire. A zecea categorie de pasaje. Ia auziți. sunt două pasaje, unul Corinteni 8 și Romani 14, pe care vorbesc despre același lucru. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui care este slab, deci nu la care e în templu zice că e cugetul lui slab, cel la care să uită și zice, vai, asta mănâncă de acolo, din, din templu. Nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. Și astfel, el care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. Fii atent, își pierde unul mântuirea, numai că eu cred că pot să mă beau vin. El și-o pierde mântuirea. Vă dați seama de la ce ușor să pierde mântuirea? Este unul care are pe internet, este unul pe internet, știu este unul din ăsta pe internet. Da, este un frate care are pe internet uh, niște predici care se intitulează Uite ce ușor sau ce lesne să pierde mântuirea. Ia uite. Dacă te vede pe tine că mănânci o carne care el crede că n-ar fi trebuit să o mănânci, își pierde mântuirea. Deci noi n-ar trebui să mai mâncăm carne de porc dacă frații adventiști cred că nu trebuie să mâncăm carne de porc ca frații adventiști să nu-și piardă mântuirea din cauza noastră. Oare asta spune pasajul? Zice, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și, i ascultați, le răniți cugetul lor slav, păcătuiți împotriva lui Hristos. Roman 14 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mânească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Același limbaj. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, a amatorilor și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Despre ce vorbește pasav? Cum e omul ăsta nimicit? Cum e nimicit? Ia ascultați. Versetul 15. Dacă frași ca fratele tău să se mâhnească. Despre asta vorbește pasavul. Da? Fratele te vede pe tine el crede că n-ai voie să mănânci, te vede pe tine că mănânci și să mângânește fratele. Sau spune în 1 Corinteni, capitolul 8, el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. Și auziți, cugetul lui care este slab nu îl va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vorbește Scriptura aici despre un efect pe care îl are comportamentul tău asupra cugetului fratelui tău. Zice, le răniți cugetul lor slab. Și Scriptura folosește niște cuvinte dure că îl nimicești sau că îl faci să se mâhnească sau că răniți cugetul. La vedeți? Faptul că să folosesc mai multe expresii interschimbabile ne arată despre ce este vorba. Nu este vorba despre pierderea mântuirii lui. Dacă mântuirea să pierde numai că cineva te vede pe tine că mânești carne de porc, atunci ce mântuire e asta? Atunci chiar nu mai poți avea siguranță deloc a mântuirii. Scriptura folosește termeni foarte clar. Le rănim cugetul. Se mâhnesc au cugetul slab, da? Despre asta vorbește Scriptura. Așadar, omul acela are o decădere spirituală. Sunt pasaje ca acestea două care vorbesc despre o decădere spirituală a fraților noștri, nu despre pierderea mântuirilor. lor. A 11 categorii de pasaje. Sunt mai multe aici, vă citesc două. Iau azi cerul și pământul marturi împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuntarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Că dacă nu alegi, Îți pierzi mântuirea, nu? Iosua. Ala a fost Deuteronom 30, Iosua. Iosua zice așa. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri din de rău, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Versetul 19 și 20. Ia auziți. De fapt, asta vi le citesc imediat. Despre ce vorbesc pasajele astea? Să folosesc de multe ori la evangelizare, să folosesc în biserică pentru îndemnarea, avertizarea, amenințarea fraților. Păi, foarte simplu să-ți dai seama că pasajele astea sunt vechiul testament, nu? Foarte simplu îți dai seama că ele sunt rostite poporului Israel. Foarte simplu îți dai seama că ele se referă la un popor care se afla în vechiul legământ. Și că la reînnoirea sau întemeierea unui legământ Dumnezeu le pune în față. Alegeți! Asta a, fost, asta a fost, natura legământului. Au fost foarte multe binecuvântări materiale care le-au fost promise. N-au nicio treabă cu noi. Și sunt oameni care își aplică binecuvântările ale materialelor, lor, că se potrivesc bisericii. Pentru că nu știu să facă distinția fundamentală între nou legământ, vechiul legământ, între biserică și Israel. Între binecuvântări spirituale și binecuvântări fizice. Între ce înseamnă să fii fiul Avram prin credință și ce înseamnă să fii fiul Avram prin naștere, prin etnie, prin rasă, două lucruri complet distincte. Și acelor oameni le sunt rostite aceste cuvinte. Pentru vechiul legământ, pentru poporul israel, pentru binecuvântările acelea materiale și multe dintre ele, și spirituale, n-au nicio treabă cu noi. N-au nicio treabă cu noi să alegem noi astăzi. Nu vorbesc despre pierderea mântuirii. Mulți zic că îți pierzi mântuirea dacă odată alegi una și după aia alegi altceva. Nu, se, nu, nu vorbesc sub nicio formă despre noi. Nu vorbesc sub nicio formă despre noi. Altă categorie de pasaje, al 12-a categorie. Deci avem la avertizări în vechiul legământ care trebuie privite cu atenție. Mai ales că sunt date poporului Israel în vechiul legământ, la întemeierea vechiului legământ. Da. Matei 12 cu 45. Hai să încercăm să încadrăm și pasajul ăsta. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestui ajunge mai rea decât cea din De deci, ce zice așa? Acest aminti, este o casă care e curățită. Omul are cu casa curățită, zice, e mântuit, zic ei, interpretează. Și, dintr-un motiv, nu știm noi, pasavul nu spune, să întoarce Duhul ăla cu alte șapte mai rele decât el. Și starea omului ăsta e mai rea decât cea din tâi. Despre ce vorbește pasajul? Pasajul este într-un important să ne uităm și la context. În contextul unei eliberări de demon. Și aplicația pe care o Domnul o face, pe care nu v-am citit-o, vă citesc acum, este următoarea. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Care e neam viclean? Biserica? Spuneți, biserica? Cu, domnul, cu biserica? Nu vorbește Domnul cu biserica. Unde a făcut Domnul eliberări de duhuri masă? Unde? În Israel. Casa cui a rămas goală de duri? A cui? A Israelului. Și ei, ca națiune, mulți l-au primit pe Domnul, dar cea mai mare parte nu l a primit pe Domnul. Ca națiune l-au respins pe Mesia. Ce se întâmplă când casa a fost eliberată de duhuri, dar Mesia n-a intrat înăuntru? Ce se întâmplă? Păi spune Domnul ce se întâmplă. Se vor întoarce șapte duhuri mai rele. Tot așa se va întâmpla și cu acest am viclea, nu spune, tot așa se va întâmpla și cu credincioșii din nou legământ, din biserică, tot așa se va întâmpla și cu mireasa Domnului Iisus, va avunge posedată de dragi. Cam asta ar fi implicația. Nu toți, o parte din ea. Nu despre asta vorbește textul. Deci să aplice așa fără niciun fel de opreliște lucrul ăsta la biserică, mi se pare un lucru suficient de grav. Luca 13 cu 6. El a spus și pildă aceasta. Un om avea un smochin să dă timp viața. A venit să caute rod în el și n-au găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt cât, ani, spuneți dumneavoastră. Trei ani. Mm, interesant. Trei ani. Subliniem trei ani. De când vin și caut rod în smochinul acesta și nu-l găsesc. Taie-l! La ce să mai coprină și pământul de geamă? Doamne i-a zis, auziți, Doamne i-a zis vierul mai lasă-l și anul acesta. Mai lasă și anul acesta. Subliniem și cuvântul ăsta. Nu spune mai lasă-l doi ani. Mai lasă-l la anul care an? Acesta! Bun. Am să sat de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă dacă nu-l vei tăia. Cui spune Domnul Iisus lucrurile astea? Era întemeiată biserica? Nu aveți dubii, nu era. Era întemeiat nou legământ? Nu era. Cu cine vorbește Domnul Iisus Hristos? Cu evrei. Vorbește Domnul Iisus Hristos? Câți ani a lucrat Domnul Iisus în poporul Israel? Trei ani. I au zis? Iată că sunt trei ani de când vin. A dat poporul Israel ca națiune rod? În timpul lucrării Domnului Isus, nu spune că nu au fost oameni mântuiți, dar ca națiune n-au dat. Și Domnul Isus ce spune? Mai lasă-l? Anul acesta, ultima perioadă din lucrarea Domnului Isus, zice dacă nu, îl vei tăia. Citiți pe Apostolul Pavel, care spune cum au tăiat Dumnezeu poporul Israel din programul lui Dumnezeu, dar îl va aduce la sfârșitul vremurilor. L-a tăiat Dumnezeu. Asta s-a întâmplat la propriu, l-a tăiat. I-a tăiat și fizic, i-a tăiat și spiritual. Ia scăzut Dumnezeu pe linie moartă. Nu vorbește textul acesta sub nicio formă despre credincioși și noul legământ din biserică. Sub nicio formă. A treia categorie de pasaje. Evrei 10 cu 26. Asta mi l-o fratele Radu. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Știți ce mă uimește pe mine în, în, în predicele în care aud pasajul acesta? Doamne, ce mai caută oamenii în biserică acolo? Eu aș vrea să stau de vorbă cu un asemenea om care are tupeul să-mi spună că în viața lui, de când s-a întors la Dumnezeu, niciodată n-a păcătuit cu voia. Uite, vă, vă, invit să vă ridicați în public, acum să-mi spuneți care n-ați păcătuit cu voia de când v-ați întors la Dumnezeu. Deci nu pot să înțeleg, de e tupeul ăsta de a te ridica tu ca predicator. Mi se pare ori o ignoranță crasă. Deci om, omul, omul nu-și dă seama ce spune de la învăț. Vorbește așa, într-un fel de trans în asta. O auzi și el alte lucruri, alții și le spune. Ori varianta asta, ori de o, de o, nerușinare spirituală crasă. Să mă ridic eu să vă spun vouă, dacă păcătuiți cu voia, frații ar trebui să ridică, tu ai păcătuit cu voia, frate, nu noi știm asta. Stai jos, ce spui acolo? Spune ție întâi lucrul ăsta, că și tu ai păcătuit cu voia. Nici pentru tine nu mai este jertf pentru păcat, numai pentru noi. Nu ne-ai tot amenințat pe noi. Că și tu ai păcătuit cu voia de când te-ai întors la Dumnezeu. Deci nu pot să înțeleg felul în care se interpretează pasajul ăsta așa, fără niciun fel de, de, de gândire la lucrurile pe care le spunem. Despre ce vorbește apostolul în Evrei, capitolul 10? Despre ce vorbește? Și veți vedea că imediat după aceea apostolul pune în comparație felul în care păcătuia un vechi legământ și felul în care păcătuia un nou legământ. Dacă cei care au păcătuit împotriva legii lui Moise erau omorâți pe mărturia doi sau trei martori, cu cât mai aspre pedeapsă va lua cel care va bajocori pe Fiul lui Dumnezeu, da? care va călca în picioare sângele legământului, da? Să pune în comparație cele două legământe, pentru că se vorbește despre evrei care veneau din vechiul legământ, cartea scrisă evreilor, veneau din vechiul legământ, aveau jertfele lor și el spune, dacă ai avut la cunoștința adevărului, a cărui adevăr, că Isus Hristos este singura jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale trege lumii în sensul corect al expresiei, dacă ai avut la înțelegerea asta și că jertfele vechiului testament nu mai au niciun fel de valoare, dacă ai înțeles lucrul ăsta și respingi jertfa Domnului Isus, nu mai este... De ce nu mai este alta? Că nu este alta. Oare de ce nu mai este alta? Că nu este alta. Apostolul spune, nu vă mai puteți întoarce la țapi, la viței. Gata, s-a terminat. Acum este o singură jertfă. Dacă ai înțeles că e una singură și tu respingi, dacă ai primit cunoștința adevărului și respingi lucrul acesta, nu mai este nicio jertfă pentru păcate, ci așteptarea fricoșată. A unei judecăți. Ori jefa Domnului Isus, ori... Nu sunt astea două variante care le predicăm noi în Evanghelie? Jertfa Domnului Isus sau judecata. Însă observați aici și cu, cuvântul folosit aici. Dacă păcătuim cu voia. Este o stare continuă. Frați și soă, mulți dintre noi am respins Evanghelia ani de zile. Mai ales noi ăștia născuți în familii de pocăiți, noi suntem experți la lucrul ăsta. Ani de zile am stat în adunare și am respins Evanghelia. Cât te la 25 de ani, după ce mergi 25 de ani la adunare, nu spune tu când ai respins Evanghelia. Păi ce ai făcut toți anii ăștia de când ai înțeles Evanghelia? Ai respins-o. Dar a fost un moment în care cerceta de Duhul Sfânt, lumina de Duhul Sfânt, înviat de Dumnezeu la o viață nouă, ai primit Evanghelia și ai încetat să păcătuiești împotriva Evangheliei. Da, vedeți, se folosește un prezent continuu. Dacă păcătuim în continuu, da, cu voia împotriva Evangheliei, Împotriva acestui mesaj, dacă respingem în mod continuu Evanghelia, nu mai rămâne alta. Că nu este alta. Că nu este alta. Respingerea Evangheliei de către evrei. Cartea evrei prezintă multe situații de genul acesta. Altă categorie de pasaje. Ia ascultați. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Și întrebarea se pune dacă credincioșii, unii zic, domnule, nu ne putem pierde mântuirea decât la niște păcate foarte grave. Aici sunt parte arminieni. Unii zic la păcate cu voia, voluntare făcute, alții zic că hula împotriva Duhului Sfânt sau de la păcate de moarte și le împart în păcate de moarte, păcate... care păcat nu-i de moarte? Nu știu să ziceți dacă știți care păcat nu duce la moarte. Care e păcat nu-i de moarte? Duce vreo unul la viață? La Sfințenie? În fine. Ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Este demn de remarcat că acest pasaj este rostit o singură dată de Domnul Iisus Hristos într-un singur context. Și este rostit față de o categorie specifică de oameni, față de contugătorii poporului Israel. Unde Domnul Iisus vindecă uh, un, orb, un om și bolnav și îndrăcit, îl eliberează în fața lor, ăștia își dau seama, nu pot contesta că e o minune acolo și din în prostia lui și în parșivitatea, perversitatea cu care îl urau și îl invidiau pe Domnul Isus Hristos, spun, da, vindecarea e reală, exorcizarea e reală, dar el a scos dracul cu puterea dracilor, cu satana. Deci, îl avem pe Domnul Isus Hristos întrupat în poporul Israel, conducătorii poporului Israel de față, care afirmă despre lucrarea Domnului Iisus făcută prin Duhul Sfânt, afirmă că este făcută prin puterea diavolului. Da? Asta este hula împotriva Duhului Sfânt. Când față de Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a făcut minuni cum n-a făcut niciodată nimeni altă dată în istoria omenirii, niciodată nu se va mai coba în Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat pe pământ să facă miracole în fața noastră. Niciodată. Când s-a dat cea mai clară demonstrație de puterea prezenței lui Dumnezeu, ăștia l-au respins. Domne, dacă ai o respingi, n -ai, n -ai. Deci nu mai este. Ca altă demonstrație, n-a existat mai puternică, da? A Fiului Dumnezeu încarnat. Că nu ni spun astăzi. Domnule, atrage atenția asupra unei lucrări, asupra bajocurii pe care o fac mulți astăzi, prin prorocii, povești care zic ei că le visează, vindecări și așa mai departe. Vezi să nu hulești împotriva Duhului Sfânt? Bă, prieteni, nu se deloc cu Domnul Isus Hristos. Nu știu cum să zic. Deci, nu aveți niciun fel de, de, de asemănare. Da? Domnul, Iisus, Domnul Iisus Hristos nu am făcut o minune. Da? Unde e minunea? Păi de ce l-ai vindecat? Păi l-am vindecat de... avea o durere la stomac. Ah, da, da. Nu, ăla era ciunci. Și... Păi creșteam mâna la loc. Acolo erau miracole pe care nu le puteai contesta. Eu am zis, dacă cei care pretind că fac vindecări, o singură care aș vrea să mi-o vindece, să mi-o repare și eu îi autentific ca vindecători. Dar ăsta este contestul hulei împotriva Duhului Sfânt. Când s-au făcut niște minuni vizibile de către Dumnezeu întrupat și conducătorii poporului Israel au afirmat conștienți de ceea ce vedeau în fața ochilor că este lucrarea diavolului. Asta este hulea împotriva Duhului Sfânt. Părerea mea este că nu poate fi comisă astăzi, dar în minte de credincioși. Nu poate fi comisă că nu mai este Fiul lui Dumnezeu să facă lucrarea aceea extraordinară pe care a făcut-o astăzi. Nu există așa ceva. Uh, Psalmul 51, altă categorie de pasaje. Nu mă lepăda de la față ta? Dacă zice nu mă lepăda, înseamnă că se poate lepădarea, nu? David nu spune că se poate lepădarea. David ce spune? Nu mă lepăda și nu lua de la mine Duhul tot cel Sfânt. Asta înseamnă, ei, zic ei, că se poate lua Duhul Sfânt. Și ce e interesant, că versetul este pus în alăturat de versetul care, în care David spune, dăm iarăși. Cine dă bucuria mântuirii? Prezența Duhului Sfânt în viața noastră, manifestată. David se roagă pentru ca Dumnezeu să nu ia manifestarea Duhului Sfânt din viața lor. Vă întreb din nou, dacă ăsta nu merita să-și piardă mântuirea în atâta timp după ce o omorât bărbatul unei femei și o prea curvi cu ea, dacă ăsta nu merita să-și piardă mântuirea și Duhul Sfânt și tot, atunci nu știu cine mai merită. Și era și în vechiul în care nu -avea, aveau harul și binecuvântările spirituale pe care le avem noi astăzi. Ăsta nu și-a pierdut mântuirea. Nu și-a pierdut mântuirea. Că spune, nu, lu, nu mă lepăda de la fața ta. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt și nu se referă la prezența Duhului Sfânt în viața lui, ci la prezența manifestată a Duhului Sfânt. Că noi putem să avem Duhul Sfânt în viața noastră, dar știți ce să facă Duhul Sfânt în viața noastră? Ia zice. ce. Că zi și noapte mâna ta a apăsat asupra mea. De ce s-a întors el la Dumnezeu? De ce s-a întors David la Dumnezeu? Că Duhul Sfânt era în continuare în viața lui. Dacă nu era Duhul Sfânt, acolo nu se întorcea la Dumnezeu. Mi se usca vlaga cum se usca pământul de seceta verii. Atunci te-a Când și-a după ce a apăsat mâna lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu și-a retrage Duhul sân rapid de la noi că când am păcătuit, cum ne-am mai putea pocăi vreodată? Ce nebunie e asta? Îi spun că noi, noi, calviniștii, iau orice siguranță oamenilor de a se întoarce la Dumnezeu. Ei zic că, domnule, nu, nu mai poți păcătui, că dacă păcătuiești nu ești mântuit. Nu, domnule, din potrivă spunem că Duhul sân rămâne în viața noastră și ne cercetează și ne apasă și ne disciplinează și ne ia bucuria și siguranța așa. duce. și teroare în viața noastră dacă e necesar, ca să ne întoarcem la Dumnezeu să nu rămânem păcatul nostru. Asta spunem. Asta spunem. Multe pasaje vorbesc despre teamă. Vedeți, David își exprimă Teama aici. Își exprimă teama, da? Nu mă pădat de la fața ta. El nu spune că lucrul ăsta s-a întâmplat sau să putea întâmpla. Plus că nu vorbește despre prezența în sine a Duhului Sfânt, ci despre manifestarea Duhului Sfânt în viața lui. Da? Altă categorie de pasaje. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută, unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ale legei și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Apropo, avem, avem în fața noastră un grup de învățători. Foarte important asta, și dacă citiți Timotei, unde se găsesc foarte multe pasaje despre pierderea credinței, veți vedea că e vorba de învățători, Ia auziți. 1 Timotei 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alepească de Duhul în înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ei opresc în trebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Se referă la niște oameni care au părăsit învățătura creștină, doctrinele creștină. Au zis, s-au depărtat de aceste lucruri. De ce? De o inimă curată, de un cuget bun, și de o credință neprefăcută. Nu spune că le-au avut, ci că s-au depărtat de ele. S-au depărtat de ele, da? Au fost în fața lor, dar s-au depărtat de ele și au preferat au preferat învățăturile dracilor. Au preferat flecării. Au preferat să fie, zice, învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Din câte știu eu, nu avem pe aici învățători ai legii. Dar multe din pasaje veți vedea, în special în epistolele lui Pavel către Timotei, apoi în 2 Petru 2, care vorbesc despre învățători care au renunțat, care au respins doctrine creștine. Doctrine creștine. Evrei 6. Un pasaj foarte bine cunoscut și folosit. Evrei 6 că și aici au fost luminați odată și au gustat dar o ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și au zis și care totuși au căzut este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință fiindcă ei răstignez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. Acum, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cine a mai reușit vreodată să răstignească pe Fiul lui Dumnezeu din nou? O mai făcut cineva asta vreodată? Nu. Deci se poate? Despre deci ce vorbești? Pavel, unii spun, a, voi spuneți că vorbește potențial. Eu te întreb pe tine, cine îl poate omorâ acum din nou pe Fiul lui Dumnezeu? Pavel asta spune. Ei au zis ce fac. Răstignez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și dau să fie bajocorit. Vă întreb cine a putut să facă asta și cine poate să facă asta vreodată? Nimeni! Nimeni nu poate să facă asta. Care e argumentul lui Pavel? La fel cum este imposibil ca acești oameni să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, dar la fel cum este imposibil ca Isus să fie răstignit din nou, la fel este imposibil ca cineva să fie înnoit iarăși și adus la pocăință. Vă întreb pe dumneavoastră, ce este înnoirea și pocăința? Ce reprezintă înnoirea și pocăința în viața noastră? Nașterea din nou și întoarcerea la Dumnezeu, da? De câte ori se poate întoarce cineva la Dumnezeu și se poate naște din nou? O singură dată! Ce spune apostolul aici? La fel cum jertfa Domnului o singură dată, la fel întoarcerea la Dumnezeu și pocăința este o singură dată. Pentru că el în același pasaj spune în versetul 1 așa. De aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos să mergem spre cele de săvârșită, fără să mai pune din nou temelia pocăinței de de moarte și a credinței în Dumnezeu. Ce pocăința și credința? Convertirea, întoarcerea la Dumnezeu, temelia vieții noastre, punctul de început. De câte ori poate să facă cineva treaba asta? Păi de câte ori o temelie la casă? O singură dată. O singură dată e nașterea din nou? O singură dată temerea pocăință și a credinței? O singură dată e Domnului Iisus Hristos? Dacă ai căzut, soluția nu este să te mai convertești dată Să te mai naști dată din nou. Pentru că asta însemna să-L omori încă o dată pe Isus pentru tine. Asta spune Pavel aici. Plus că, uitați-vă la tonul pozitiv cu care el vorbește. Dacă oamenii ăștia și-au pierdut mântuirea, dacă o căzut, de ce spune să lăsăm adevărul în începutare să mergem spre cele desăvârșite? De ce el spune asta? Da? De ce spune imediat după aceea în versetul 9 zice măcar că vorbim astfel prea totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care care însoțesc mântuirea deci el nu vorbește despre mântuire vorbește despre lucruri care însoțeau mântuirea da? care însoțeau mântuirea în versetul 3 spune și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, păi dacă și o pierd mântuirea ce să mai fac cu ei Trebuia numai să se anunțe, v-ați pierdut mântuirea, toți care ați căzut, v-ați pierdut mântuirea. Dar problema cu pasajul acesta este că de obicei nu să citesc versetele dinainte, din capitolul 5. Pentru că capitolul 6 începe așa, de aceea. Ce, ce, înseamnă de aceea? Introduce ce? De aceea. O ce? Când spui de aceea, ce introduce asta? O concluzie. Cum poți să începi să interpretezi pasajul ăsta din concluzie? Și dacă îl interpretezi din concluzie, tot nu am la pierderea mântuirii. Vom face lucrul acesta că va voi Dumnezeu pentru mine sună asiguranța mântuirii, nu știu cum sună pentru voi. Pentru mine asta sună asiguranța mântuirii. Zice, de la voi, prea așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Pentru mine asta sună asiguranța mântuirii, nu a nesiguranță. Când zice că aștept de la voi lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Pasajul de mai înainte vorbește despre, nu despre mântuire, nu despre moralitate, ci despre maturitate. Versetul 12. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, să vorbește despre capacitatea ta intelectuală sau spirituală, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe, nu vorbește despre mântuire, cele din tâi adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire că ce sunt prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată, despre asta vorbește despre maturitate, nu despre mântuire, s-a deprins, s-a folosit mintea prin întrebuințare. Foloseșteți mintea prin întrebuințare ca să deosebească bine și rău. Despre asta vorbește textul. Despre capacitatea intelectuală spirituală, despre pricepere spirituală, despre maturitate. Nu despre mântuire. Dacă ești matur, soluția nu este să te convertezi din nou. Ce să lași adevărul începătoare? Să te duci spre lucruri mai grele. Puneți mintea la contribuție. Din păcate avem o generație, generația milenialilor, milenianilor, cum ne spune milenialilor. Generația aceasta este o generație ahtiată după muzică, sentiment, simțit bine. Și nu vor să gândească. Vor să stea în cretinism teologic, în prostie Nu ne pune să gândim Arată-ne ca la prunjmin Vine cu mistria și ne arată în față Adu o cărămidă ca să ne explici ceva Vine cu o găleată, cu un temberon, cu ceva Noi nu putem să înțelegem numai să ne spui lucruri Noi nu putem să ne imaginăm cu mintea noastră Noi suntem infantili și vrem să rămânem așa Vrem muzică, vrem să ne simțim bine Nu țineți domnule predici doctrinare din ceas Noi vrem să rămânem prunji mici. Asta vor ei da. Mulți dintre ei nu au probleme cu mântuirea, dar au sigur probleme cu maturitatea. Da. Le recomandăm o biserică reformată. Da. Pasajul vorbește despre imposibilitatea reconvertirii, a re regenerării, renașterii din nou. Asta se face o singură dată. Evrei 3 cu 10. Și pasajul acesta este folosit. A 18-a categorie de pasaje. Ia uziți. Apostolul face o comparație între vechea generație de evrei și noua generație. Zice așa, de aceea m-am de nea, dezgustat de neamul acesta și am zis ei totdeauna să retăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele, am jurat, dar rămânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și n-au intrat în odihna lui Dumnezeu evrei, generația aceea de evrei. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi, din interiorul comunității, să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Nu zice să nu ajungă la o inimă rea și necredincioasă. Să nu? Să nu aibă inimă rea și necredincioasă. Ce înseamnă să ai o inimă rea și necredincioasă? Să fii necredincios, să nu fii născut din nou. El vorbește despre niște evrei care n-au primit promisiunea lui Dumnezeu și au murit. Și au zis ce spune. Și îndemnați unii pe alții în fiecare zi câtă vreme să zice astăzi pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașe lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme să zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvărtirii. Este o chemare la mântuire. Este o chemare a generației prezente de evrei la mântuire. La fel cum evrei au fost chemați de Dumnezeu în trecut, generația trecută, spune la voi, la fel sunteți voi chemați astăzi. Între cei credincioși era o grămadă de evrei necredincioși care cochetau cu creștinismul. Dar încă erau cu inima rea și necredincioasă, care urma să-i despartă de Dumnezeu cel viu. Tu aveți grijă. Vă sunteți poporul ales al lui Dumnezeu. Voi ar trebui să fiți primii care intrați. N-au intrat ei în nu o să intrați nici voi dacă aveți inima rea și necredincioasă. Dar primiți Evanghelia. Primiți Evanghelia. Și toată chemarea, n-am citit tot pasajul larg, că toată chemarea este o chemare la mântuire. Astăzi, dacă auziți glasul lui. Nu vă împietriți nimeni cum și-au împietrit altă dată în pustie. Deci este o chemare la mântuire. Nu are nimic de a face pasajul cu pierderea mântuirii. Nu i avertizează să nu-și piardă mântuirea. A 19-a categorie de pasaje și astea sunt foarte multe. Foarte, foarte, foarte multe. Zice Colosenii cu 23, și dacă rămâneți și mai departe în temia și neclintiți în credință. Deci sunteți mântuiți dacă rămâneți mai departe. 1 Corinteni 15, 1 la 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propozit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți? Prin care sunteți mântuiți? Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit o altfel degeaba ați crezut. Dacă. Dacă o țineți, da? Asta spune aici. Dacă o țineți. Uh, Într-adevăr, este condiționată. Vedeți, proslăvirea, actul final al mântuirii noastre, proslăvirea, da? Intrarea noastră în moștenirea eternă. Este legată de perseverarea noastră în har. Noi vom fi proslăviți dacă perseverăm, nu? Nu avem cum să fim proslăviți dacă n-am perseverat. Însă. Introducerea acestei condiții nu înseamnă că există posibilitatea să nu îndeplinești condiția. De ce spun asta? Pentru că în același timp când vezi în Biblie că ți se dă condiții, dacă, 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 dacă faci asta, în același timp găsim o sumedenie de pasaje și mi-am listat aici multe pasaje, o să vi le dau dacă vă interesează, nu avem timp acum să le, să le privim pe toate, o listă întreagă de pasaje care ne arată că Dumnezeu împlinește condițiile astea noi. El ne pune condiții, dar El ne ajută să le îndeplinim. Corinteni, de exemplu, El va vă până la sfârșit. Filipeni, sunt încredințați că cel care a început această bună lucrare în voi o va isprăvi. Tesaloniceni, Dumnezeul păci să vă sfințească el însuși pe deplin. Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru să fie păzit întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Isus. Doi tesaloniceni, credincios este Domnul, el va întări și vă va păzi de cel rău. Evrei 13, să vă facă de desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia lui și să lucreze în noi ce este plăcut. El ne cere să facem ce îi place și zice să lucreze el în noi ce este plăcut. El ne pune condiții, dar El împlinește prin puterea Duhului. Sunt condițiile noi. 1 pentru 5 cu 10. Dumnezeul oricărui har, nu este niciun har care să vină de la noi, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclitință. Asta să spune textul scriptului 1 Ioan 3 cu 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate păcătui. Fiindcă este născut din Dumnezeu. Perseverența în har. Iuda 1 cu 24. Iar acelea care poate să vă păzească de orice cădere și să, de orice cădere, și să vă facă să vă, înfățișe, să vă înfățișați fără plihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Multe, aproape fiecare epistolă are o promisiune a faptului că Dumnezeu ne sfințește până la capăt. Ne sfințește până la capăt. Ne apropiem încet, încetul de final, deși mai sunt multe pasaje. A 20-a categorie se referă la avertizările care ne sunt date în Biblie. Și vedeți, da, foarte mult argument pentru pierderea mântuirii. Foarte mult. Este făcut pe avertizări. Pe avertizări. Când găsești în Biblie o avertizare, înseamnă că îți de mântuirea. Vă dau exemplu. Nu, l-am dat de mai multe ori, dar ăsta e cel mai sugestiv pentru mine. Eu mă duc cu mașina la Alești. Și sunt multe serpentine pe acolo. Sunt semne de circulație care îți arată că există un pericol, da? Vezi, e pericol aici, domnule, încetinești și mergi cu 30. Logica arminiană. Deoarece acolo este un semn cu 40 la oră, Înseamnă că Andrei când va trece acolo Va merge cu 180 la ora Asta e logica arminiană Să vă spun Deoarece în Biblie există o avertizare Că cineva poate să cadă Rezultă că Credincioșii care vor citi avertizările alea Vor căca în picioare avertizările alea Și vor cădea Asta e logica, nu? Paralela perfectă Deoarece văd semnul acolo Înseamnă sigur că eu îl voi călca Nu! Deoarece văd semnul și sunt născut din nou și am Duhul sunt în viața mea care mă călăuzește și a lumina lui și ungerea lui care mă învață toate lucrurile prin cuvântul lui Dumnezeu, voi ține cont de semnele acelea și nu le voi călca. Asta e concluzia pe care trebuie să o tragi ca un copil născut din nou. Faptul că tu ca arminian sau pelagian sau ce mai fi tu sau semi pelagian, ai instinctul ăsta să interpretezi când văd semnele, eu vreau să le calc. Nu știu, mi ridici semne de întrebare cu privire la nașterea ta din nou. Dacă ăsta e primul gând care îți vine ție în cap. Când vezi semne. A, Astea sigur o să fie călcate de cineva. Asta e gândul. De ce înclinația ta este spre a le călca? Și gândul tău, primul tău gândi ce har mi-a făcut Dumnezeu. În fața mea este un pericol extraordinar. Dumnezeu m-a avertizat. Ăsta este modul în care Dumnezeu mă păstrează în harul lui. Aleluia, slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a pus aici un alt semn. Nu fă asta. Doamne, slavă ție, tu vrei să mă păzești de cădere. Dumnezeu mi-a pus aici un alt semn. Slavă ție, Doamne, tu vrei să mă păzești de cădere. Și nu ești frustrat de semnele care ți le-a pus Dumnezeu. Și ești bucuros prăpaste în jurul tău. Răcânește diavolul. Tu treci liniștit ca în călătoria creștină. Treci liniștit că mergi pe calea pe care ți-a trasat-o Dumnezeu. Aia nu e o frustrare pentru tine, nu e o lipsă de bucurie și nu zici, a, ce m-aș arunca eu în gura leului. Asta e o prostie, o gândire prostească. O gândire a unui om nenăscut din nou. Un om născut din nou nu privește așa avertizările Sfintelor Scripturi. Roman 8 cu 13. Dacă trăiești după îndemnurile firii, veți muri. Vă întreb ce se întâmplă cu cineva care trăiește după îndemnurile firii. Ce se întâmplă cu cineva care trăiește până la capătul vieții după îndemnul de Va muri! Spune noi că nu va muri, unii și imaginați că noi spunem opusul a ce spune Biblia. Nu! Cine trăiește după îndemnul va muri! Asta se va întâmpla. Și ce e interesant, asta e versetul 13, nu se citește versetele de mai înainte. Ia auziți. În adevăr, dumneavoastră să-mi spuneți despre cine se vorbește. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Vă întreb câte categorii de oameni, din punct de vedere spiritual, sunt în lume? Câte? Două! Două, nu zece. După fire și după Duh. Umblă după fire, umblă după Duh. Umblarea după lucrurile firii pământește este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Două categorii fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, de cei care interpretează că ăștia care trăiesc după îndemnurile firii vor muri sunt creștini, trebuie să interpretează tot pasajul așa. Auziți, înseamnă că poate să existe un creștin care umblă după lucrurile firii pământești și este în vrăjmașie împotriva lui Dumnezeu. Există un creștin care este în vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu? E aberant. Tot Pasajul vorbește despre două categorie de oameni, nu două categorii de creștini. Asta este o învățătură demonică din punctul meu de vedere, două categorii de creștini. Unii care scarnali, dar sunt creștini până la sfârșitul vieții lor. Nu există așa ceva. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Ăștia sunt creștini? Că despre asta vorbește și la versetul 13, care vor muri. De ce sunt pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă nu are cineva, Duhul lui Hristos nu este al lui. Și apoi urmează pasajul acesta, avertizare aceasta, dacă trăiești după îndemnul ei, veți muri. Oricine, ăia care trăiesc după îndemnul ei, firii, umbră după lucrurile firii, sunt oameni morți în greșelile și în păcatele lor. Sunt vrășmași lui Dumnezeu, asta spune pasajul de mai înainte. Normal, dacă izolat versetul 13, își face ce doctrină vrei pe el. Și eu asta spun oricui, că e în biserică în afară. Dacă trăiești după îndemnul de ferim în mod constant până la capăt, vei muri. Dar să nu trăiești niciodată cu senzația că tu ești născut din nou. Nu, Biblia spune că ești în vreo și împotriva lui Dumnezeu. Că nu poți să placi lui Dumnezeu și că nici nu ai Duhul Sfânt. N-ai nicio treabă. N-ai niciun fel de treabă. Promisiunile mântuirii finale sunt interpretate ca pierderea mântuirii. Cine au reurechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Vă întreb pe dumneavoastră, ce e asta? O promisiune sau o avertizare? Ascultați! celui ce va... Dacă eu aș spune lui Calvin, Calvin, dacă strângi toate mașinuțele pe jos, o să-ți dau o ciocolată. Și ce interpretează arminienii? Calvin nu va strânge mașinuțele pe jos, deci nu va mânca ciocolată. Nu, eu i-am spus exact inversul. Că el dacă strânge mașinuțele de pe jos, eu îi dau ciocolată. Calvin, dacă strângi mașinuțele pe jos și îți dau o ciocolată, o să strângi mașinuțele de pe jos? O să le strângi? Da. Auziți! Și nu știu dacă e născut din nou. O să le strângă, domnule. O să dacă e dau, o să le strângă. Asta spune. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. De ce să interpretezi eu invers pasajul ăsta? Ce minte trebuie să am ca să pun invers? Cine are o să asculte ce zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Dar zic ei, dar cel care nu va birui. Mă, textul e scris celor care vor birui. Fratele meu. Textul este o promisiune pentru încurajare la perseverență. Nu este o amenințare și o avertizare cu, pri cu privire la pierderea mântuirii lui. Deci el succes eu și folosesc astfel de cum este el scris în pasajul acesta. Altă categorie de, de pasaje vorbesc, vorbesc la modul general despre Israel și despre neamul. Romani capitolul 11, care e scos din context și imaginea aceea a măslinului în care sunt ramuri firești, adică evrei, și ramuri nefirești, adică neamurile. Dumnezeu a tăiat ramurile firești, evrei, și a pus ramuri nefirești, neamurile, că Dumnezeu se ocupa acum de noi în mod principal. Și ei scot pasajul astea din context și spun că se referă la indiviz. Pavel vorbește acolo cu tu, dar se refer la toți evrei. Spune, uite te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei care au căzut evrei și bună față, bunătate față de tine, la singular, dar vorbește despre neamuri, despre poporul neamurilor. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altfel, almiteri vei fi tăia și tu, neamurile. Citiți tot pasajul, vedeți că despre asta vorbește. Da? Alte pasaje care vorbesc despre amenințarea unor biserici, Aduți aminte de unei ai căzut, pocăiește-te și întoarce la faptele cele din tâi. altfel voi veni la tine și îți voi lua feșnicul. Sau unei biserici zice, dacă, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărzi în gura mea. Și-o pierdut? Mântuirea. Bisericile alea au fost vărsate din gura Domnului. Câte biserici astăzi în cultul baptist, în cultul pentecostal, în cultele astea nu sunt vărsate din gura Domnului. S-a postate. Sunt părăsite de prezența lui Dumnezeu. Eu nu-și dau seama că lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Coregrafii își fac treaba. Profesioniști. Pregătiri. Repetițiile. Merg foarte bine. Eu nu n-au nevoie de prezența Duhului Sfânt. Vorbește unor biserici care au fost lepădate, biserici, nu de indivizi, despre biserici vorbește. Despre biserici vorbește. Uh, îs mult mai multe pasaje, uh, nu avem foarte mult timp. Ceea ce am vrut împreună cu dumneavoastră să facă în seara aceasta este să vă atrag atenția asupra multor tipuri de pasaje care trebuie încadrate corect, să le pui în cutiuța corectă. Domnule, dacă e mărturie, gândește la mărturie. Dacă e vorba de mântuire, gândește la mântuire. Dacă e avertizare, ia-o ca avertizare, nu o lua ca promisiune. Dacă e promisiune, nu o lua ca avertizare. Dacă e de încurajare, ia-o ca încurajare, nu l ca amenințare. Da. Dacă vorbești de răsplătire, pune și tu ca răsplătire. Și cred că asta este una dintre marile, 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 colosale greșeli care se fac în interpretarea Scripturii atunci când se dorește la, a se ajunge la doctrina pierderii mântuirii. Zice, nu zice acolo, nu zice acolo că nici de cum nu voi șterge numele din cartea vieții. Deci, vedeți că numele să pot șterge din cartea vieții? Nu. Textul spune exact opusul, nu? Textul spune exact opusul. Uh, Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea lumină, să ne dea ungerea Duhului Sfânt, care să ne ajute să interpretăm lucrurile corect și să nu abuzăm Sfânta Scriptură. Am început cu asta și închei cu asta. A abuza Scriptura prin interpretarea ei greșită este, este un lucru grozav. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne apropiem cu teamă de El și să îl punem pe foaie, să l studiem, să ne rugăm, să stăruim înaintea lui Dumnezeu ca să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să înțelegem de el. Și mai permiteți să vă spun lucrul ăsta. Eu cred că să ajunge la doctrina asta și datorită obiceiului ăsta prost de a te duce la învon și de a te ridica, cum zic el, fără schiță. Ăsta. Am văzut că stai cam mult cu capul în foi, că nu vreau să spun prostii. De asta. Da. Zice, eu, o predica fără schiță, o, o predica de la Duhul Sfânt. Eu cred că o predicat de la vreun duh, dar nu sunt sigur dacă chiar de la Duhul Sfânt. Dar după prostiile pe care le-a spus, unii sigur nu o predicat de la Duhul Sfânt. De la Duhul lor și îți murte duhuri înșelătoare. Mulți oameni care cred că sincer, așa au fost învățați. Dacă tu te ridici cu mintea goală, tu ești cu capul gol, domnule, cu ușa deschisă ca să intre toate prostiile și toate reziile în capul tău. Da? Domnul să ne lumineze pe noi, pe mine și pe toți ceilalți ca să tratăm cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie. Amin.